Guvernul derulează investiții de peste 300 de milioane de euro în județul Hunedoara, potrivit declarațiilor primului ministru Emil Boc, care s-a aflat sâmbătă la Deva. În acest moment sunt în derulare în județ proiecte europene din fonduri structurale și din bani pentru agricultură în valoare de 215 milioane de euro. La aceste resurse financiare se mai adaugă faptul că județului Hunedoara i-au fost alocate în cadrul Programului Național de Dezvoltare a Infrastructurii 100 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor județene și de interes local, apă, canalizare, stații de epurare, creșe și grădinițe, astfel încât infrastructura din județul dumneavoastră să fie modernizată. Premierul a adăugat că în județul Hunedoara se află nucleul alocărilor din fonduri europene în infrastructura de transport, acesta făcând referire la tronsoanele de autostradă din proiectul Nădla-Constanța. Aici, în județul Hunedoara, practic se află nucleul alocărilor din fondurile europene pentru ceea ce înseamnă infrastructura de transport din România. Sunt trei proiecte mari care totalizează în jur de peste 1,4 miliarde de euro, pe ceea ce înseamnă construcția tronsonului de autostradă Nădlac-Constanța. Boc a făcut referire la tronsoanele Deva-Orăștie, Orăștie-Sibiu și Lugoj-Deva, proiecte care se află în faza de implementare.